o cafea. Da? Am ajuns. Bine ați venit! Vioara spartă din Parcul Colței, monumentul infanteriei de pe Chiselef, Caragialiana de la Național. Pentru unii, Ioan Bolborea are prea multe statui. Dar sunt la fel de mulți și cei care îl admiră și consideră că talentul lui e os din numele celor aleși. Dragi prieteni, bună dimineața! Când lucrez, fac de atâtea ori un personaj, mărturisește interlocutorul meu din această dimineață, încât intră în mine. Și abia după ce îl fac de nu știu câte ori și îl învăț pe de rost, abia apoi pot să-i dau o formă finală. Astăzi, împreună cu mine și cu dumneavoastră la mic dejun, sculptorul Ioan Bolborea. Bine ați venit, bună dimineața, maestre! Bună dimineața! N-o să vă zic de multe ori, maestre, din simplu motiv că gândesc că abia trecând cu puțin de 60 de ani, aveți niște decenii de muncă în față mai am. De artă. Bună dimineața! Cappuccino! Și mie ca de obicei. Mulțumesc! Cu plăcere! Beți cafea de obicei? Da, beau dimineața, acum tot mai puțin că am probleme cu tensiunea, cu asta așa, dar mai beau un espresso, un ăsta, doar una pe zi, atât. Aș vrea, dragi prieteni, până aici la Cărturești ajunge deliciosul cappuccino pentru noi, să faceți cunoștință cu toate monumentele și personajele semnate Ioan Bolborea. Ceea ce definește major imaginea unui oraș sunt monumentele sale, ridicate de-a lungul mai multor epoci cu influențele stilistice caracteristice fiecăreia dintre ele. Dintre creatorii contemporani, care s-au remarcat de-a lungul carierei pentru numărul semnificativ de sculpturi monumentale realizate, se numără și Ioan Bolborea. O scurtă remarcă asupra acestuia vine din partea istoricului de artă Răzvan Teodorescu. Cunoscut ca artist creator de monumente de for public, Ioan Bolborea, modern prin maniera sculpturală, este un tradiționalist prin demersul ideatic, în măsura în care toate operele sale majore sunt dedicate istoriei românești, nu evenimentelor punctuale, ci istoriei eroice. Burebista, Horia Cloșca și Crișan, Martirul Brâncoveanu, Monumentul Reconcilierii de la Arad, Alexandru Ioan Cuza, Monumentul Infanteriștilor de la Șosea, cât și mult discutatul proiect al Marii Uniri, fac referire la astfel de momente cruciale din istoria noastră. Dar și referința la personalități culturale remarcabile sunt de consemnat, exemplificative fiind nemuritorul Caragiale și Eugen Ionescu. Iată, în încheiere, o mărturisire care îl definește pe Ioan Bolborea, un om obișnuit să se exprime mai degrabă prin sculptură decât prin interviuri ocazionale. Toată viața mea am lucrat cu certitudinea că fac ceea ce trebuie, cât mai bine, cu o implicare până la ultima mea resursă de energie. Nimic nu mi s-a părut vreodată prea greu. Totdeauna am crezut și sunt convins de asta că credința asigură artistului libertatea absolută. Ne-am întors, cafeaua e cu noi și cred că aveți și chef de vorbă. Cu frate, cu mare drag. Trebuie să aveți, da, pentru v-am întors din drum, nu? Da. Plecați astăzi la Brașov. Da, la Brașov. Acum urmează un al doilea monument, Regina Maria. E un monument care mi-a face mare plăcere. De altfel, acum că s-au împlinit 100 de ani de la Marea Unire, el trebuia să fie pus, mă rog, și în București și în alte orașe. Regina Maria fiind un personaj important pentru această Mare Unire care s-a făcut. Dar aici am descoperit un mod de lucru, de a face acest monument.
l-am inventat și l-am inventat pe regină. Am tot gândit când am făcut schițele cum să o facă. Regina Maria, știți foarte bine, era foarte frumos îmbrăcată, cu draperii, cu... ce să zic, a făcut o modă. Eu am avut privilegiu să o văd chiar nud și în mărime naturală, dacă nu cumva chiar mai înaltă în atelierul dumneavoastră, da. Pentru că trebuie să o spun deschis. Când am ajuns în tărâmul Bolborea, am zis, vai, dar nu-i nicio femeie aici. Și dintr-o dată, în toată splendoarea, era acest volum al corpului, da. fără veșminte. Atunci exact. Mi-am dat seama cât preț puneți, de fapt, pe îmbinarea volumelor. Da. Păi asta și era invenția, pentru că mi-am zis, în final, zic, nu, trebuie să fac nudul, deci să construiesc corpul uman și apoi să mă joc cu draperiile și să le pun pe ea. Adică lucrurile astea se văd. Problema a fost a draperiilor, că zic, de unde găsesc? Luam ileuri, luam de pe la prieteni, dar nu era ce trebuie. Și în sfârșit am găsit. De fapt, vă trebuia o manta princiară, da? Exact. O manta de suverană. Exact. Ați văzut-o pe cea de la încoronare? Da, am văzut-o. Că, de fapt, aici e viclenia mea de a vă duce cumva sub pielea personajului. Nu întâmplător am spus, alegând această confesiune a dumneavoastră, că vine personajul și vă umple. Ei, această femeie puternică, cred că a fost delicat și dificil să umblați cu ea. Ca să pot să fac acest monument, am citit din mărturisirile Reginei Maria, două volume, în care am surprins anumite aspecte ale vieții ei și mai ales gândirea ei, care era destul... Ea, ca om, era un om dificil, era un om vulcanic, era o femeie puternică. Uh-huh. Mă bucur că spuneți asta. Ați văzut cum scrie în jurnal, citez din memorie, zice undeva, i-am dat României în cele din urmă o față vie. Da, e corect. Foarte mult în această corect. Confesiune. Da, extraordinar. E aproape cheia pentru ceea ce veți modela până la urmă. Și chiar Ferdinand, care nu vorbea foarte mult, nu comenta, în final era de acord cu deciziile ei, chiar dacă nu-i arăta în față așa, era de acord cu deciziile ei și le lua el ca rege. Sigur, era și un tip deosebit, avea educația aceea nemțească de la Carol și știa să facă. Știa să și facă, să și pună în aplicare toate, așa zisele, nebunii și lucruri, nu numai nebunii, dar și să te duci cu regina pe front și ea să fie îmbrăcată în soră medicală și să se ducă la bolnav, mai ales că bântuia pe atunci și gripa aceea spaniolă, destul de nenorocită, nu era frică, se ducea ca cu sufletul acolo, vorbea cu bolnavi, ajuta, deci extraordinar, un om cu un suflet fantastic. Aceasta va fi Maria dumneavoastră. Da. Personal, e un episod care mă impresionează atunci, dacă aș schimba rolul cu dumneavoastră, m-aș gândi de pildă, nu știu, poate vă dau un nou moment de reflexie, că nu-i gata, da, nu, practic, abia începem. Nu, practic orice episod poate vă ajută sau vă contrariază. Hai să ne gândim împreună de pildă la momentul ăsta al încoronării din octombrie 1922, când s-a făcut o comisie, acum mă gândeam când vorbeați, s-a făcut această comisie de încoronare. De ce? Pentru că așa, cu creștetul lui Ferdinand era rezolvat, pentru că el avea să poarte coroana din oțel de tun a lui Carol I, dar dintr-o dată suverana, care venea cu atâta încărcătură regească în ea, nu avea coroană și vreau să evocăm asta împreună un minut, pentru că sunt sigură că lucrând de acum la regina ați văzut inclusiv coroana în camera tezaurului, eram convinsă și atunci vorbim într-o limbă comună. Dar ați văzut, maestre Bolborea, că nu e acolo niciun diamant, nu e niciun rubin, nu e niciun safir. E practic o reinterpretare neobizantină, să zicem, din fresca de Spinei Milița, consoarta lui Neagoie, din fresca de la Curtea de Argeș. Da. Și cum această romanovă și ducesă de Irlanda și așa, își împrumută din țara de adopție
aceste rădăcini. Da, și coroana și avea obiceiul și să îmbrace în iile românești și de portul românesc ea l-a promovat și i-a plăcut foarte mult. Adică a făcut un stil de a se îmbrăca cu aceste haine românești. Până atunci nu mi-aduc aminte de vreo împărăteasă, o domnitoare să îmbrace la modul ăsta cu ia românească și să folosească ca... A venit timidă din Anglia la 17 ani, cu educația de acolo și cu influența, bineînțeles, dar s-a adaptat extraordinar la noi și la viața și la portul nostru și la oamenii noștri și s-a implicat extraordinar. Chiar la un moment dat era mai româncă într-un fel decât mulți români ai noștri. M-am gândit adesea cum se frământau, era o țară săracă, n-aveau din ce să-i facă o coroană de regină și a venit acest, hai să-l evocăm împreună, pe acest Alexe Pocol, care era un transilvanean cu mine de aur și a spus, uite, 3 kg 600 de aur brut pentru regină, mi-închipui cum îl va fi primit suverana într-o audiență privată să-i mulțumească. Și cum acest aur românesc a devenit aproape cea mai frumoasă sau printre cele mai frumoase bijuterii ale secolului trecut, al acestei dispărute case. Avea o completare, nu? De fapt, coroana. Erau cu, iar aici avea un medalion, o grabat. Veți face cu... aceste podoabe care imită boabele de grâu cu crucile astea gamate care atârnă? Nu pot, chiar nu în sculptură nu e? Se poate. Chiar bronzul nu va comunica asta. Unele probabil. Merg, unele lucruri transfuse, altele nu. Oricum fac încercarea și din aproape în aproape am să duc coroana cât se poate de aproape de cea originală, dar sunt lucruri detalii care nu merg în sculptură. Și în plus, duceți figurativul doar până la o limită, abia aștept expresivă, să vorbim, da. Abia aștept da. Să vorbim și despre asta, pentru că foarte mulți n-au înțeles această tentă expresionistă care e marca dumneavoastră. Da. Acum îmi pun sare și piper pe limbă ca să spun că pe cât sunteți de admirat, pe atâtea contestări am citit, da. De la într-o democrație artistică prost înțeleasă, pentru că răspicat o spun. Nu cred că e firesc ca până la urmă sub adăpostul anonimatului, în forumuri de pe internet, să ne dăm cu părerea atunci când nu știm mare lucru despre artă. Da, păi de obicei cei care nu se pricep fac comentarii, dar de altfel la comentariile astea sunt atât de amuzante și de nici nu poți să te superi. Și lasă cei de pe internet și ăsta, dar am de-a face cu primari, am de-a face cu tot felul de conducători din ăștia de așa, care sunt și mai amuzanți. Hai, dați-mi un exemplu, să ne amuzăm împreună. Da, că pe asta cu... Mie îmi place foarte mult Caragialiana din Fața Naționalului și am citit tot felul, fără, m-am amuzat amar, că e o căruță cu zombi, că e căruța cu paiațe, mă enervează să aud asta, când de fapt... Caragialiana. E Caragialiana, care e altceva. Da, o să revenim. Da. Dacă trecem de regină, mă duc tot spre Brașov, pentru că acolo, după știința mea, e cel mai recent monument. Mie mi se pare unul dintre cele mai reușite din tot palmaresul dumneavoastră și vreau să-i îndemn pe prietenii noștri când trec pe la Brașov să facă un popas mic în acest parc Gheorghe Dima, merită, din două motive. Pentru o lucrare minunată și pentru memoria celor doi frați... Deosebiți frați. Doi frați gemeni. Hai să vorbim și despre ei un minut. Da, vorbim cu mare drag. Deci doi frați minunați care s-au născut în Brașov și au trăit în Săcele, pentru că tatăl lor, profesor, chiar la Șabuna, a murit destul de repede, erau mici, și atunci mama cu cei doi băieți s-au dus la Săcele într-o căsuță și acolo, mă rog. Dar au ieșit doi oameni deosebiți, Alexandru, care a fost ministru
al cultelor și culturii și artelor în șase artelor, guverne. Da, în șase guverne, da. Sigur că da. S-a ocupat și de tezaurul. Și cel de la cel, ruși. Da, și cel de la ruși și cel următorul. Și următorul, de la Tismana. De la Tismana, exact. Da. Bun. Celălalt a fost iară un director de bănci de pe la Sibiu, care a înființat bănci, care așa, și care a ajuns în final guvernator. Da, a fost și guvernator al Băncii Naționale, ceea ce nu-i puțin lucru. Iar cel mare Alexandru, din păcate, a ajuns în pușcărie, pușcăriile cele comuniste, el fiind și liberal, deci era cu politica și acolo a și murit. Dar, după ani de zile, nepoții celor doi frați, de fapt nepoata... Deci vorbim, dragi prieteni, da. de gemenii Lepădat, Ion și Alexandru. Și Alexandru. Da. Sunt doi academicieni, două personalități impozante din generația Unirii, vreau să spunem asta, de asta vă invitam să îi vedeți la Brașov. Memoria noastră trebuie să-i recupereze, e obligatoriu, tocmai pentru contribuția lor adevărată și profundă la civilizația și la cultura României. Alexandru, chiar fiind președinte câțiva ani al Academiei. A fost și, și secretar general al Academiei 10 ani. Da, și secretar general. Un spirit foarte prețuit, un spirit foarte atent. Am citit foarte mult despre ei, grație lucrărilor lui Ioan Opriș, care s-a, cred că de 4 decenii, tot ce cercetează această generație de aur a întregirii, și există acolo un episod, m-am și dus să văd manuscrisul pe care el îl facsimila în studiul respectiv, o filă în creion care s-a păstrat, o filă de jurnal din călătoria aceștor doi iluștri gemeni, când se duc spre conferința de la Paris, imediat după întregirea României, și ocolesc Europa Centrală, care era răscolită de întoarcerea trupelor și sunt acolo toate impresiile lor și reflecțiile de mari români, de adevărați români. Ori acest fior autentic trece în bronzul dumneavoastră, că aici voiam să ajung, care are simplitate, eleganță, e și figurativ, așa cum vor unii. E și figurativ. Seamănă cu... Că asta este, seamănă. Sunt în caracterul celor două personaje. Chiar am discutat cu nepoții cum îi facem. Deci am făcut tot felul de analize după fotografiile și documentația pe care mi-au adus-o ei. Am făcut împreună și, de fapt, într-un fel, am făcut compoziția tot împreună, în sensul că mi-au spus, așa stă bine ăstuia, așa stă bine ăstuia, și în sfârșit am putut să leg, pentru că e destul de greu să pui două personaje una. Când e unul, e unul și îl compui. Când sunt mai multe, iar e mai ușor, dar când sunt două, e destul de greu. Destul de greu, pentru că trebuie să existe un dialog între cele două personaje. Și atunci, cum faci dialogul ăsta? Cu gesturile, cu mâna, cu piciorul, cu atitudinea lui unul față de celălalt. Dacă vă întreb acum, așa, într-un bilanț grăbit și parțial, care este personajul pe care îl iubiți cel mai mult la ora asta? Din lucrările mele. Da, din lucrările Eugen Ionescu. Eugen Ionescu. Eugen Ionescu, pe care l-am făcut prin anii 2000, pentru Slatina. Este, după o fotografie pe care am văzut-o eu așa, într-un album, el în balconul lui parizian, cu o mână pusă pe o balustradă. Și chiar un lucru amuzant a fost, apropo de balustrada asta, care acum toți îi zic gard, după 2 ani de zile a dispărut gardul respectiv, adică a fost furat. Bineînțeles că tipii care au fost și au furat respectivul gard, acolo fiind paznici, le-a mărturisit. Alora ne-a trimis de la primărie să luăm gardul, să-l ducem la primărie. Extraordinar. Adică, cum să spun eu, ca la Eugen Ionescu ceva. Deci destinul urmează, nu e doar în teatru. Da. Absurdul e și în viață. Exact. Am auzit la Slatina că a stat cu mâna în aer vreo 2-3 ani, dar mai nu știam mult, de ce. Chiar, mai mult, vreo 10 ani a stat. Extraordinar. Și anul trecut m-am hotărât și l-am dus eu, l-am pus. Și acum are și, așa zis, un gard. Dar credeți că a venit cineva să vadă?
de la primărie sau de undeva, cu toate că știau că vin, eu l-am adus cu oamenii mei, cu muncitori. Ca să ne înțelegem, acolo. L-ați cărat de la București, de l-ați la București, montat la Slatina, ați întregit compoziția cum fusese gândită, ați plecat înapoi spre casă și nimeni nu s-a deranjat. Nimeni n-a venit. Toată munca asta, știi, într-un fel nu are importanță pentru unii, sigur că da. Și aici e, de fapt, și cam general toată povestea asta cu arta și cu artiștii. Și ziceați înainte să vă mai povestesc ceva amuzant apropo de lucrul ăsta, tot așa într-un monument pe care l-am discutat să-l punem la Brașov, s-a discutat cu și la primărie și în ședințe și când s-a ajuns la cât costă, păi costă atât. Păi de ce costă atât? Păi că e bronz, că e muncă, că nu știu ce. Păi ce, dar ce, bronzul e așa de scump? Păi zic, domnule, eu nu vând bronz, eu vând dreptul meu de autor, eu nu vând la kilogram lucrarea. Păi zic, pictura respectivă, dacă de Picasso, să zicem, costă 5 milioane de euro, înseamnă că vopseaua, culoarea aia costă 5 milioane? Deci nu se poate discuta la modul ăsta. E bine că puneți acest accent. Probabil că detractorii dumneavoastră mă vor înjura copios, dar asta e. Dar vreau să se înțeleagă, pentru că avem în fundal acest proiectat și osândit Monument al Marii Uniri. Eu am apucat să-l văd prin 2013 într-o replică mai mică la Palatul Parlamentului. Au fost expoziții. Și am fost foarte... Și la Parlamentul României și la muzeul de la Palatul Cotroceni. A fost văzut de președinte, de doi președinți, domnul Constantinescu și actualul președinte. În sfârșit, de lume multă, dar în 2017 s-a luat hotărârea de Comisia Primăriei Generale, respectiv a AMPT-ului, să se facă niște monumente pentru această comemorare. Hai să spun repede, era un Ferdinand proiectat pentru Piața Victoriei, exact. Un Ice Brătianu pentru nimic. O reconstituire, pentru lui că aia era făcută de un francez și al lui Brătianu pentru așa, și monumentul meu. Comisie, de altfel, condusă de domnul academician Răzvan Teodorescu. S-au semnat contracte să se facă, așa am început pe banii mei. De fapt, ce se întâmplă acolo? Erau două contracte în contractul respectiv. Un sfert să se facă din lucrare la mărimea naturală, adică 18 metri, să o facem în ipso și pentru mine vreau să văd personajele și acei moduli, să-i văd cât de mari, de la mare la mic, și personajele să le pun și să le compun. Și a durat asta, deci din martie, cam până prin august. La un moment dat s-a dat publicității că nu se mai face acest monument, că doamna primar Firea nu mai dorește acest monument. Au venit, sigur, televiziunile să mă întrebe, eu n-am știut ce să răspund. Pentru că, cum să spun, cu două contracte semnate, să declar că nu se mai face un monument și nici să spună motivul. Nu, nimic. Mai mult, m-au dat ei în judecată ca să închidă aceste contracte și, bineînțeles, că au pierdut, dar ei tot timpul au găsit alte motive să mă tot dea și acum sunt tot în proces. Unul dintre motive e aproape hilar, trebuie să-l spun aici, că ați folosit alamă și bronz, când de fapt ei se așteptau doar la bronz. Ce aberație, să o spun direct, pentru că acum îmi dau seama și am urmărit o altă confesiune în care spuneți așa, exact cum explică un artist, alama e mai fluidă, e altfel tușa, bronzul se patinează frumos. Da. Ce înseamnă asta ca o comisie a primăriei să umble la detaliile, câtă alamă, câtă bronz, câte... Da. E... Ca și la un pictor când îi spune cât roșu să pună, cât negru, absolut, cât verde, cât... Absolut. Ei se legau de faptul că prețurile sunt diferite. Dar diferența nu este de 2-3 lei la kilogram. Deci nu e asta problema. Fiecare artist își face aliajul lui, că știe cum merge pentru lucrarea respectivă. Dar sigur că trebuia să se lege de ceva. Prostia
asta, de fapt, a influențat tot un coleg de-al meu, pentru că ei nu se pricepeau la astfel de lucruri. Și când s-a rupt un detaliu de la o lucrare pe care am turnat-o, păi de-aia s-a rupt că e din alamă. Și de fapt nu era numai din alamă, era un amestec de alamă și bronz, pentru că și bronzul și alama la bază au cupru, deci nu sunt materiale total diferite. În sfârșit. Cred că toate aceste intrigi caragioase vin pur și simplu din invidia unora care stau pe margine și care nu știu cum e să ai o turnătorie acasă, să faci un cu multă râvnă, întâi în ceară pierdută, în ipsos, în toate, spun toate astea ca în să se înțeleagă etapele și munca de etape, și transformările. Sigur că da. Adică prima dată modelezi personajul, apoi îl transpui în ipsos, apoi din ipsos poți să mai lucrezi în el, îl transpui în ceară și abia după aia se fac acele gogoși care se acopere ceara, se pun la cuptor de recoacere, dispare ceara și introduci bronzul. După aia spart și rămâne bronzul, care și ăla la rândul lui trebuie cizelat, curățat, patinat, montat, adică există o întreagă tehnologie. Am evocat procedurile ca să se înțeleagă din nou în cantități și sume, că de fapt cei 50 de milioane de lei pentru Monumentul Unirii nu înseamnă mare lucru, ținând seama că vom avea un edificiu, un obiect artistic de 18 metri, cu sticlă, cu bronz, cu semnificații, chiar dacă, repet ce am mai spus, sub protecția nickname-ului, o mulțime de internauți au spus că e un monument modern, pentru că toți suntem în an pandemic, seamănă cu un virus, cu un ochi de muscă, cu... E ridicol și, și hilar. Mă întorc la lucrarea care mă încântă de un deceniu încoace, din Fața Naționalului, și ea cu controverse și probleme, dar și cu admiratori. Ca să începem povestea, vreau să vă spun că am avut oarecare tresărire când am văzut în urmă cu 2-3 ani la manifestații tot felul de protestatari urcați pe caragiale al dumneavoastră. Pe toate personajele. Da. Și mie mi-era frică că puteau să se rupă unele. Dar văd că am făcut destul de rezistent monumentul și a trecut prin proba focului. Am lucrat 10 ani aproape, din 2000 până în 2010. Greșesc sau a fost travaliu cel mai lung dintre monumentele dumneavoastră? Am impresia că a avut etapele cele mai îndelungate. A avut, dar el n-a fost cel mai lung, s-a finalizat. Cel mai lung cred că va fi Monumentul Unirii, că ăsta e de acum, 2007 până în 2020, deja avem mai mulți ani. Dar vreau să revin la Monumentul Caragiale. Trebuia să fie pus, de fapt, un caragiale, pentru că era acel caragiale care exista, făcut de Baraschi mai de mult și era mic. De fapt, caragiale ăla a fost un Lenin și pus capul lui caragiale era un fel de Lenin caragiale. Altă chestiune de destin, caragiale în stilul lui, cu umor cinic și necruțător, s-ar fi amuzat cu siguranță de această substituție. Cred că e tot o chestie în scritura lui, dar să mergem la viziunea dumneavoastră, că vreau să stăm aici la gramofonul aurit și la îngerii cu goarnă, peste acești saltimbanci care vorbesc cu oricine trece, mie îmi plac, o spun răspicat, îmi plac, nu voiam un caragiale solemn, așa cum vi se reproșează. Da, deci când s-a făcut concursul, trebuia un caragiale. Zic, haide, parcă, nu știu, caragiale. Și m-am uitat, m-am documentat și am văzut o fotografie a lui Caragiale într-un fel de tramvai, așa, o căruță tramvai. Știu acea fotografie de la Berlin, grozavă. Și am zis, asta este. Apoi mi-a venit ideea să pun, dar zic, dar e atâta lume, cum pune? Păi da, stai, că pun personajele lui. Și atunci mi-a venit ideea de a fi caragiale și cu personajele lui.
a făcut N variante. Cam câte, maestre, că sunt curioasă. În atâția ani, cam câte? Cred că cu Caragiale am făcut cam 20 de variante. Care va chinui cel mai mult? El, tutorele sau ceilalți? Nu, ceilalți. Ceilalți. El, la un moment dat, nu l-a mai lăsat acolo în căruța respectivă, pentru că am zis să stea pe o bancă, să-și privească opera. Da, îmi place mai mult această detașare. Detașare cu degetele astea ale lui, care altă marcă, Bolborea, așa elongate și expresioniste, cum stă așa becher, uitându-se la comedia umană, exact cum a făcut în viață. Exact a făcut în viață. Mă uitam la figurile lor, ori fi fiind personajele din cele 9 piese de teatru, doar 9, geniale, sau vor fi fiind actorii care le-au jucat? Îmi puneam această întrebare. Am vrut și actori, dar și anonim. Adică, știi, să nu se gândească oamenii când vă lucrează, păi numai actorii ăștia. Da, 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 da. Nu, să fie și anonim. Ați fi făcut involuntar clasamente nemeritate. Da, un clasament, nu vreau lucrul ăsta. Eu vreau personajele să le pun în valoare și să exagerez tocmai caracteristicile, sigur, cu semnele plastice ale sculpturii, să pun în evidență personajele respective. Ați văzut, unele sunt pe jos, altele urcă, altele... Exact, deci, asta îmi place. Deci îmi place faptul că această căruță e roșie. Da. Îmi place gramofonul aurit ca un fel de far al contextului. Exact, un semn din acea perioadă. Exact. Deci l-am citit bine. Da. Și îmi plac toți acești... saltimbanci, zburător și da, Goie, care și am Goie, zis da, ce da. Să-l pun pe Goie? Punem sus. Și am mai făcut un lucru la început pe care în sfârșit pe urmă am fost blamat. Am făcut acest cadru. De fapt, în acest cadru eu am lucrat sculptura, monumentul în acest cadru l-am făcut, ca ulterior am zis, păi merge foarte bine, pentru că orice scenografie, orice așa, are un anumit spațiu. Pentru că atunci când am pus monumentul, fațada teatrului era cum era aia mai veche comunistă, am zis să-i fac spațiul lui și să-mi izolez sculptura. S-a schimbat fațada teatrului și atunci toți au zis, domne, nu mai merge cu fațada, ia cadrul, coboară, că se înțelege. Că... În sfârșit am cedat acestor presiuni, dar și acum mă mai gândesc că nu cred că am făcut bine. De exemplu, la Monumentul Unirii, personajele erau la orizontală. În Piața Unirii vorbesc, în discul acela am zis să fac o unire plecând de la cel renumit tablou de la Blaj, așa, cu unirea aceea, și să fac această lucrare. Dar, ulterior, am văzut că și discutând și cu alți colegi și cu arhitecți, că nu se vedea decât primul rând de personaje și restul degeaba le puneam. Doar, da, acum o perspectivă sigur a că oamenilor da. Acum am zis care să sunt... ridic. Da. Exact, da. Să-i ridic în acea, sub formă de cupolă și aici s-a găsit problema să se discute. De ce am schimbat monumentul? Că eu am câștigat cu ei orizontal și acum de ce? Exact ca și povestea tembelă cu Alama. Adică, de ce am ridicat? Păi, fraților, dacă de 10 ani, 12 ani, n-ați făcut acest monument... Chiar 13 împliniți, sau 13, da. Eu am evoluat cu acest monument. Adevărul e că venind în Împărăția Bolborea, de îndată în stânga porții, ceea ce mi-a plăcut erau aceste trei viziuni expresioniste la oaltă. Da. Trei portrete, un Eugen Ionescu făcut de mine, un Corneliu Baba făcut de doamna Caragiu și un Petre Țuțea făcut de domnul Gorduz. Tocmai asta mi-a plăcut, eu avându-le, pentru că am turnat piesele astea, am zis, mi le-am făcut și mie, și să le pun una lângă alta. Sunt trei viziuni, trei și foarte expresive toate foarte trei. Foarte bune piese. Da. Să înțeleg că vă place cu confrații de valoare. Da, din păcate sunt doi mari dispăruți. Da. Georgeta Caragiu s-a dus în urmă cu 2 ani, fără mult zgomot, din păcate. Da, e bine că o evocăm acum. Da. Și Vasile Gorduz, și care Vasile de asemenea Gorduz, un mare sculptor. Amândoi sunt... Da. Mai am George Apostu, iar Iliescu Călinești... Hai să vorbim un pic de Apostu, pentru că prietenii noștri poate se duc mâine duminică, puțin până în Parcul Chiselev, că e aici la o aruncătură de praștie. Exact. Și acolo vor vedea o replică în bronz Bolborea, lângă fluturii lui Apostu, în lemn.
ce mai am? Preferata deci, mea, fetița tată, cu păpușă, da, nu știu, mai e acolo această da, mică și lucrare? Tată și fiu care și tată și fiu, care e o capodoperă. Adevărat. Da, da. Adevărat. Tot așa, în timpul lui Oroveanu, când refăcea Oroveanu muzeul, avea lucrările lui din len. Și eu, la o discuție cu el, am zis, Mihai, lucrurile astea nu rezistă afară sau oriunde ar fi mult timp în lemn. Haide să facem variante în bronz. Și într-adevăr am avut mare dreptate pentru că le-am turnat și atunci el a putut și să facă acest mic muzeu în Parcul Herăstrău George Apostol. Ați fost prieten cu acest al doilea Brâncuș, cum mi se spune? L-am cunoscut, l-ați așa, cunoscut, dar nu pot să zic că eram generații diferite. S-a dus, a plecat dintre noi în 96, da, foarte, e mult de atunci. Da, foarte da, tânăr și în sfârșit el, urmă ultima perioadă, a trăit la Paris. George Apostu a fost un sculptor deosebit, dar el nu are niciun mare monument în țară. El își făcea fluturii lui, tatăl fiu, Criștii, în sfârșit, sculptor, nu participa la... Ei, și atunci... Este la arta asta angajată bine, și atunci... Da, atunci avem... foarte bine s-a făcut acest muzeu mic, Muzeul în aer liber a George Apostol, care este o spun încă o dată, merită să-l vadă toată lumea, e la îndemână în Parcul Chiselet. Are, da. Voiam să mă duc la această situație în care ați lucrat pe o statuie celebră, mă gândesc acum la Vasile Lascăr. Da. Pe care l-ați reinterpretat, e puțin spus, restaurat. Da, l-am restaurat și am pus personajul acela, copilul, și portretul, da, și portretul lui, pentru că era păcat să nu fie pus la locul și unde a fost și înainte. Cum e senzația asta, vă întrerup, ca să înțeleagă prietenii noștri? Practic interveneați în anii 2000 peste o statuie academică, o piesă din seria Grand Homme, să zic așa, da, a francezului Mercier, da, și, ca să pun punctul pe i, a profesorului, a academicului profesor al lui Brâncuș, da, din, la clasa de sculptură. A fost destul de greu, pentru că trăi totuși sub impresia asta, cine a făcut, și să nu te faci de râs, să nu strici monumentul în fond. Dar nu se putea pune acel monument fără cap. Nu puteai să... Adică fără copil mai se putea, dar fără cap n-ai cum să... Și atunci, dacă s-a intervenit pe povestea asta, s-a reconstituit tot. Adică și postamentul, bineînțeles, și copilul. L-am studiat cu atenție ca să văd cât ați păstrat Mercier, cât e acolo Bolborea, e o bună îmbrățișare, da, îmi convine, cred, și îmi place de asemenea și această interpretare a unui bronz topit, Eugeniu Carada, pentru că trebuie Carada, să spunem, da, da, și pe el l-ați reînviat. Da, da, și Eugeniu Carada, care aici am avut mai multă libertate, adică aici totul am recompus eu după fotografiile vremii și sigur, recompus și cu personalitatea mea și cu adăugirile pe care le-am crezut. Nu prea multe, dar în sfârșit. Cât de cât ca să pot să spun că e un Bolborea. Mi-a plăcut, e destul de greu să faci o reconstituire. Cred că ați avut problema asta și când v-ați gândit la monumentul ăsta de la Arad al Reconcilierii Naționale, unde da, sunt explicite niște figuri de revoluționari de la 48. Da, asta da, e o provocare pentru da, un artist. Da. Trebuia să se facă un monument în paralel cu monumentul generalilor unguri care era acolo. Și mă gândeam, ăla era deja ținut de ani de zile, din 1925 pus da, deoparte, da, deci da, nu da, de comuniști. Da, 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 da. Pus într-o cazarmă și acolo, culmea, a ținut până când l-am pus noi în 2000. Și atunci m-am gândit la un dialog între cele două monumente. Cum poți să faci un alt monument să trăiască cu celălalt? Și m-am gândit atunci la Arcul de Triumf, spiritul nostru pașoptist care a venit, da? Și din cauza asta toate personajele sunt puse pe acest... și ce mi-a plăcut cel mai mult, și acum regret că nu am făcut numai lucrul ăsta, personajele pașoptiste care trec pe sub
arc. Nu mai trebuie, acum n-aș mai fi pus reliefurile respective, nu le-aș mai pune, dar aș lăsa doar Arcul de Triumf și compoziția personajele care trec sub arcul. Această lecție a simplității am văzut că vă aduce cumva la esențe în cele din urmă și mă gândesc la altă lucrare cu variante, la atât de interpretatul Brâncoveanu, că nici el n-a fost scutit de tot felul de atacuri. Da. Eu mă bucur foarte mult că ați adus aceste două detalii. Până la urmă a ajuns la Mogoșoaia sau e tot în depozit? Nu, este într-un depozit. Din păcate și acum, pentru că eu sunt, vezi, doamne, în proces cu AMPT-ul, ei au hotărât, cu toate că ăsta a fost plătit, a fost de ani de zile pus, e la cheie. Dar ei au considerat că nu-l mai pun acolo, la Mogoșoaia, și l-au dus într-un depozit. Probabil când se vor lămuri lucrurile cu Monumentul Marii Unirii, se va lămuri și cu Brâncoveanu, acest decapitat a doua oară. V-ați oprit în cele din urmă, după mai multe tușe, la ca Brâncoveanu, martir. Acela desculț, martir. Da. Lumea trebuie să știe că el era în cele din urmă bătrânul de 60 de ani, desculț, în cămeșoaia albă, înainte cu barbă, de execuție. Da, înainte taman de execuție. Ce împlinise 60 de ani, era în ziua mare a Sfintei Marii, și el era acela în care vorbea moartea. Exact. Și care face exact ca în cadrul nostru acest semn al crucii. Da. Eu de fapt asta am și vrut să-l fac. Martirul Brâncoveanu, nu boierul, nu domnitorul, nu. Martirul Brâncoveanu. De altfel așa am și scris. Martirul Brâncoveanu. Și cu semnul respectiv am studiat. Iar degetele astea, că de ce sunt așa de lungi, așa de exagerate, astea sunt tocmai să exagerez, sunt spiritul bizantin. Nu prinde la cine nu gândește și cine nu vrea. Și nu, pentru că nu te duci la o sculptură să fie făcută cum o vrei tu, sau în general, la o lucrare de artă. Trebuie tu să te obișnuiești cu ea, tu trebuie să-ți pui întrebările. O lucrare de artă, indiferent că e pe pânză sau că e sculptură, sau că e doar un lut, dacă nu îmi pune nicio întrebare și nicio problemă. Eu nu fac o fotografie. Exact. Eu fac tocmai o creație la care omul să stea să gândească. De ce a vrut artistul să facă așa? Și la Cuza, Cuza fiind un personaj înalt, frumos, elegant, dar în același timp un om care se zbătea și a făcut atâtea lucruri, universități, în sfârșit, un om deosebit. Mie mi-a plăcut să exagerez anumite lucruri, mâinile, portretul, pe el chiar am făcut astfel de exagerări, ca să spun, tocmai ca să-i pun în evidență demnitatea și dar faptul că... Dar și apăsarea, pentru că eu intuiesc că nu e doar o chestiune de echilibru al volumelor, faptul că are spatele încărcat, duce în spate materie. Da, asta da, simbolic vorbind... E tot ce ducea, de fapt, cu sine. Ca să înfăptuiască atâtea lucruri revoluționare pe care le-a făcut el în timpul celor 7 ani de domnie. Din păcate, s-a dus mult prea repede, a fost detronat și așa. A venit Carol, care și el, la rândul lui, ar merita să-i se facă o statuie pentru câte a făcut. Mă gândesc la această... ecvestra profesorului dumneavoastră Florin Codre, cu care cumva v-a schimbat destinul la Brașov, pentru că n-am spus nimic despre evoluția liceul, v-ați fi gândit acum 50 de ani, de pildă, că vă veți întoarce la Brașov, acolo unde v-ați format, ați făcut liceu? Da, liceul de arte înainte se intra foarte greu. Erau 24 de locuri în clasa 8-a, 9-a, cum se dădea atunci examen, dar unii veneau din clasa 5-a. Și atunci, sigur că era foarte greu să intri peste ei venind de la un liceu, cum veneam eu, teoretic. Da. Dar examenul era împărțit în două, deci proba de desen și culoare și apoi proba teoretică, matematică română și istorie, parcă, da. Ei, și noi, care am intrat vreo 7 copii, eram tocmai mai bun la ăsta decât ceilalți și atunci am putut 7 să intrăm în cei 24. Dar greu,
Și bine, acum că desen și pictură mai făceam la școală și asta, dar sculptură, când asta nu pe nicăieri. Eu, în afară de bibelourile lui mama, nu prea veneam, n-am prea văzut sculptură. Mi-a plăcut acest episod al dascălui care spune, deși lucrarea dumneavoastră n-avea decât un profil, o singură ureche, un singur ochi. Da, am făcut un portret. Copilul ăsta, băiatul ăsta are stofă de sculptor. Da, iată că profeția s-a împlinit. Ați scris pe pagina de socializare, ele alaltă ieri, doar iubirea și arta vor învinge corona. Că tot, da, tot închidem un an da, pandemic, așa. Da, sigur. Eu de mic eram cu mama, eram cu credința. Mama mi-a pus Biblia să o citesc și așa am și înțeles și Biblia, dar și viața. Țin minte și acum, pentru că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât și-a dat pe singurul său fiu, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Adică ăsta e un verset emblemă în Noul Testament. Sigur că toată viața am fost nu forțat, nu încărcat de o povară. Nu, a fost pentru mine credința și religia ca o libertate. Și lucrurile astea se văd și în lucrări. Adică în fiecare lucrare există o credință. Și în ceea ce am făcut vis-a-vis de personajul sau asta, dar și în modela și în creația respectivă. Adică s-au dus pe două planuri asta de credință cu lucrările mele. Dacă v-ar întreba Dumnezeu, alege Bolborea, o lucrare pentru mine, un omagiu, o ofrandă pentru mine, se află între ceea ce ați făcut până acum sau în ceea ce urmează să faceți? Grea întrebare, pentru că ce urmează încă câțiva ani, sper eu, nu știu unde o să ajung. Și atunci n-ar fi normal și să zic, uite, aș vrea din lucrările care au trecut și asta tocmai, de exemplu, va fi Marea Unire. Nu, poate asta ar fi, tocmai că e o unire, ce oameni au fost atunci. Și nu pot să cred că în ziua de astăzi nu sunt și astfel de oameni, dar nu știu, parcă sunt ascunși. Nu... Vedeți, totdeauna sunt perioade mari în viața unui popor și perioade mai mici, mai puțin puternice. Ca sculptor nu vă puteți permite să vă gândiți la aceste fluctuații? Toate aceste lucrări înfruntă timpul, vă vor succeda, așa încât vă mulțumesc pentru astăzi, aștept cu interes atât următoarele lucrări. Da. A fost scurt și intens mic dejunul nostru. Da. Și pentru că totdeauna fac o recomandare de lectură la sfârșit, da, să știți că n-am ales întâmplător, ci inspirată de dumneavoastră, da, obligatoriu, da, acest volum din seria de biografii romanțate pe care o editează Poliromul mai nou. Am ales Bogdan Alexandru Stănescu, Caragiale, o biografie amănunțită, convingătoare și atractivă, pe care vă invit să o citiți, dragi prieteni, poate chiar în siajul discuției noastre, cu întristatul, nefericitul și prea devreme dispărutul Caragiale. Vă mulțumesc pentru asta. Și eu vă mulțumesc.